Că dacă călcăm, s-ar putea să ne ardă la buzunar, nu? Stai, colegul, acum e concentrat, săracul, nici nu poate să răspundă. E ocupat până la stele. Uhu. Da, de mine ziceai, nu? Dar păi n-am alt coleg aici. Da, de mine ziceai, cu siguranță de mine ziceai. Decât Ia să, că... ia să. Gata, am dat șutul la sfoară în țară. Am dat Ok. sfoară în țară. Băi, asta are un condus, nu știu, așa, e aparte, știi? La tractor, la mașini, mai zici că roata învârte mașina, de aici ai impresia că roțile din spate sunt numai ca suport. Da, pe mine mă interesează să-și facă treaba. Bine, Dumitru, bine, cum să meargă? Uite, acum am început o serie. Aici aș vrea să ajungem cu ea departe. Oare mie mi se aude? De ce mie nu mi se aude? Ți-ai dat drumul la live ca să mă uit sau? Da. Stai ca să intru și eu. Ba, n-aș trage pe aici, pe dreapta cumva? Sau aici nu, nu-i cumpărat, nu? Ok. Pocai? Nu, bine, oameni buni. Stai să vedem și colegii. Aude ce Tare fain e zona asta. Ia să-i dăm o... Nu mai am tichetul, că zicea că numărul pe tichet. Da, cred că are. 106. Așa. U. Okay. Așa. Bun. Stai că te pun pe mut, că dacă nu mă aud și eu. Bine, oameni buni, cum să meargă treaba? Gata. Ia, zic ceva pe acolo. Ce pot să zic decât că sunt foarte mulțumit. Am luat o fermă extraordinar de frumoasă. Văd că Numai... am luat tot Nu, ce nu, nu, puteam nu. să iau. Ceea ce mă bucur foarte mult. Acum ne apucăm să facem așa câteva chestii pe aici. Nu, 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 nu la asta mă refer. La ce te referi? Vezi că mă pun eu pe mut și zic tu ceva în joc să văd dacă te aud pe chat. Dacă mă Adică aud ăsta pe pe chat. chat, dacă te aud în YouTube. A, dacă mă auzi în YouTube. Păi, poți să mă auzi în YouTube, în YouTube-ul tău? Acum nu știu dacă mă auzi în YouTube-ul tău sau în YouTube-ul meu. Dar cu siguranță o să fie ceva. Noi mai facem niște teste pe aici. În același timp. Și să mai luăm niște de astea. De aici avem 10, 20, 30, 40 female, male, female, male, female, male. Male, female, male. Ok. Mai trebuie Holstein. Gata. Mai trebuie S-a Holstein. terminat cu probele. Dacă te uiți la descriere sau un titlu, vezi, Dumitru, e Ellerbach. Sună a muzică din aia, de-a lui Bach, cum îi zice, mă, clasică, din aia, simfonică. Acum, la început, îți vine a cânta muzică clasică, știi?
Da, merge, se descurcă, nene. Așa. Dă-te în sărăcea ta. Bun, vreau să folosesc tableta, dar trebuie să oprești blocul, să intru iară. Nu te-ai pregătit tur... asta? Tot merge și așa tura asta. Brother-o, sensei, opa! O să trebuiască să aștept să vină Michi să mă ajute, că nu îi dau de cap. Și nu vreau să mă chinui de la zero. Până atunci sunt pe live aici pe simulator. Acum dar... nu, Dumitru. Acum nu. Dă un ochi. Ok. Dacă o fi vorbit mai târziu, dacă o să mai fiu. Aici vreau doar cu cei care joacă să vorbesc. Nu vreau să... vorbești cu altcineva, doar cu cei care joacă, ok? Dacă îi vorbim mai târziu. Bun. Ia să încerc și eu cositoarea asta, că tare mult o lăudat-o colegul. Da, o să vezi că aia îți face, poți să-ți faci fân direct cu ea, poți să-ți faci multe. Nu, vreau să fac din ăla silozat. Numai că ăsta trebuie să-l dau manual, manuela. Bă, să nu zici că nu pot să-l dau jos. Bă, dă-te în sărăcia ta. Ce să nu poți să dai jos? Cositoarea de pe căruță, de pe remorca asta. Dă-te mai jos. Hai, bă, hai că-s tank. Mamă, unde am aruncat-o? Oho, oprește-te! Stang, bă, băiatule, bă, nu-s normal. Dă-te-n sărăcia ta. Hai să facem și... Opa. Opa, opa, opa. Da, oameni buni. Dumitru, și tu ce... Tot așa cu școala? Cu practica? Sau cu ce mai ești acum? Nu aici, aici V și... Ok. Ia să vedem cum... Gata, am cumpărat și eu primul tractoraș. Ăsta-l și adună. Tot. Da, e, într-adevăr e foarte interesant ăsta. Tot ce ai nevoie să faci, faci ăla. Oho, să nu mă bag la vecinul, că mă penalizează. I-am băgat eu viteză mare, dar degeaba, că... Pe când prin viteză deja trebuie să mă opresc. Eu pe un petec de pământ aici, ce deata, e pic. Eu cum să, eram obișnuit cu hărțele alea, că vedeai un petec și că te duceai acolo, era cât un teren de fotbal. Acum când am venit aici, chiar că e un petec. Deci, n-ai nevoie de viteză aici, decât dacă ești pe teren mare. Opa! Așa.
Stai așa, cred să-mi dau volumul la vehicule și la astea mai încetul, că... Încerc scuze pentru asta, pentru că nu te aud. Așa. Mamă, stai că aici am băgat mai multe. Așa, mă. Hai să lăs la un 20. A, nu, volumul. Hai să lăs la 50. Volumul vehicul la 20. No, ziceai ceva mai înainte. Da, este posibil de folosit la cum se cheamă? Zic. Ori spuse doar de... Nu. Se pot folosi? Nu știu, eu n-am... I-am chiriat tractor, n-am mai stat, zic. Ok. Aici mai am două ture și gata. E bun, man. Tu te-ai băgat periculos acolo, așa-i? Păi, nu? Ok, my friend. Nu mai puteam. No, bun. Numai că încă caut tractor aici, o să fie un pic de zăpăceală stânga-dreapta. Bine, la început o să fie un pic de... mai greu, dar... imediat să fac bare. De exemplu, la tractor mediu ne lipsesc niște tractoare. Dar cred că o să luăm de farul ăsta. Așa, mă. Bun, și acum să mă duc să închiriez balotiera. Să luăm tractorașul. Masa e Ferguson. M-am pus acum cu tractorul roșu, așa de Sfântul Valentin. Nu a cotrecut acum jumătate de an. O să trecem îndată pe la colegul, dar acum lăsăm, nu-l deranjăm, să nu cumva să le emoțiile și să greșească pe acolo. Așa, mă. Hai, camere. Da, pe aici s-a mai încălzit timpul, nu știu, prin țară, băieți, cum e timpul. Câteva zile o să țin căldura, dar din ce m-am uitat eu, duminică se termină toată meteria. Salutare, vecine! Mamă, ce tractor și-a luat vecinul, pă mă lași! Mamă! Salut, vecine! Ok! Dacă ai nevoie după aia de balut, se poți vinde dacă ai nevoie. Sau nu se poate. Nu știu pe cine am auzit că este un mod care este un mod care poți vinde de la unul la altul produsele care le faci. Nu știu de el. Știi tu, cunoști?
N-ar fi așa mai interesant să vindem între noi... Opa! Să fie așa mai interesant. Nu, deci... Da, dar și cum îți dau eu ție baloții? Ok, nu, bun, atunci hai să ne vedem noi de treburile noastre pe aici, închiriază, ok. Bun. Bă, aici în spate dau modurile astea, nu? Da. Bă, ai luat și tu, eh? Ha, te-am prins. Te-am prins și tu ai luat. Oricum știam că e așa cum e de mirare. Balotiera aia. Balotiera aia frumusica. Ai lăsat tu tractorul ăsta aici sau aici era? Aha. Ok, nu. Te întreb doar pentru că ai zis tu mai înainte că se pot lua tractoarele de la fermă. Oha. Na, bă, ce să faci? Ca asta e, trebuie și curățenie făcut. Ok. Bă, ori sensibilitatea prea mare, să mă uit un pic la Logitech, mi se pare că am prea mare sensibilitatea la volan. Să vadă și nene aici ce face. Nu ai acces la acest teren, da, nu știu. Numai să mă uit ce... 125, e bine așa. Da, primul balot. Urmăresc acum eu. Mai am din chiria ceva pe aici. Dacă am început rândul ăsta, am să termin. Cât fac? 4 baloți aici? 5?
Așa, mă. Așa, mă. Ăsta de aici și e gata pe terenul care l-am eu. O, numai bine. Ah, și mai trebuie un pic și făceam balot. Ah. Ia și dacă bag eu cusitoare. Da. Dar nu așa, mă, ghițău. Așa. Să mă dau mai încoace și să mă iau de pe margine la drum. Ca să profit și să nu mă duc cu alt balot la alt contract. O să fac ceva contracte acum. Așa. Da. Bun. Ia să văd dacă fac și balotul ăsta. Nu te mai aud în ăsta. În ce? Da, nu te mai aud în... deloc. Deloc nu mai auzi. Așa, gata, uite, acum. Nu, am scos microfonul data trecută și de asta. Gata. Am început să faci baloți, a? Dar, mai am unul aici pe țeavă și am cosit un pic pe margine să rămâie, că vreau să fac ceva contracte acum, să-mi adun ceva. Hai, 96! 97, 98, 99, hai 100! Nu, ba! Nu-i bai. Mai am oare să iau și pe marginea asta? Dacă mai am pe aici... Aha. Auzi, dar dacă fac, de exemplu, scuze că te întrerup, de exemplu, dacă fac acum o misiune de recoltat grâu, o să culeg paile din urmă sau numai dacă este misiunea? Ok. Bun, hai că acum sigur. Bă, dar ce are? Nu mai pornește tractorul. Bă, dar ce ciudă. Nu, dar nu mai pornește deloc tractorul. De ce oare? Nu, nici ăsta... Amândouă sunt închiriate. Da, așa, dintr-o dată. Posibil. Nu
Aha. Ciudat, foarte ciudat. Da, este să văd eu. Bă, dar ce ciudat. Bine, asta nu se poate fi de aici, dar... Pe sărăcea lui ea. Bă, mă, înainte mergea, acum nu știu. Da, da. Adică să nu lucrăm pe degeaba unul la celălalt. Da, da, te-am înțeles, te-am înțeles. Eu sunt de acord. Bă, dar de ce de-a ta nu pornește, mă, în sărăcia ta de... Ai lăsat-o în jos, da? Nu, mă, dar nici tractorul, nici combina, nici distribuitorul ăsta de aici, de la magazin. De asta e să-mi pornesc eu pornirea automată motor. Așa merge. Așa merge. Ok. Bun, gata, s-a rezolvat. Merge, mă, cum să nu meargă steagului. Ok. Salutare, salutare. Gata, am făcut și balotul ăsta. Stai un pic, ce-a vrut să zică băiatul ăsta? Așa. Ce-a vrut să zică? Ce vreau să zică băiatul ăsta? M-am gândit nu știu și nici... Să vorbim, să mai șaibă vreo vorbă dacă ai tip. Nu știu și nici nu mă interesează. Auzi, înainte să fac o altă parcelă, vrei să te ajut pe tine cu ceva acolo sau? Da, dacă... Da, cum să nu? Că am... Am utilajul ăla închiriat. Care? Da. Nu, că zic, înainte să iau alt contract, dacă ai zis că plătești, vin la tine, știi? Decât să merg la altul, prefer să vin la tine. Ok. O, da, mi se pare că cu asta pot face. Nici care așa. Bun, ia să-mi iau tractorul. Cu balotiera aia, ți-am spus, nu? Balotiera aia, balotiera aia. Bun. Ușure. Ușure. Ușă cu tata. Bun. Să mergem la vecinul să-l ajutăm. Că așa e bine, să ne ajutăm între noi. Mhm. Să
Păi, na, care vine, vine, care nu, nu? La ce parcel era? Bun, atât la 104, la... 104 e? Auzi, sper că nu, dacă mă bag acum, mă arde la... la bani, nu? Că e ăla de... dacă intru la altcineva și nu e a meu, terenul mă arde la bani. Păi da, da, posibil cât... cât costesc să nu-ți ies să... Păi eu îți dau ție dreptul, măi. Ia. Bun. Ok. Ia să-mi lăs și eu scula asta pe aici. Ca asta numai cu tractorul și cu ăsta pot să-l aduc, altfel nu am. A, dar ce om, da. Trebuia să mă bag și eu. Poftim? Ți-am dat de contract. Contractor. Hai să-l bag un picuț mai așa, mai în pădure, mai lipit aici. Așa. Aici am mai la dos un pic. Ia stai să văd, eu tot așa îmi face figura, sau... Uite, nu mă lasă să descarc așa, vezi? Dar iau mă șmecherie. Vin așa, iau remorca de fund. Fac așa, vezi? A, nu. Așa, ai văzut? Oameni buni, așa se fac treburile pe aici. Ăsta îl pun înapoi frumos. Așa, mă. Ce flow, mă? Ce zici acolo? Mhm. Păi de asta spun, hai să, da, intrăm, facem un program cât de cât. Am să vorbesc și eu la mine cum pot să fac. Că posibil poate intru dimineață, să nu pot intra așa, dar intru după amiază. Și după amiază intră foarte multă lume. Așa. Ce e ăla? Acum, azi pe drum. Numai că am fost după... bașinăria asta, așa cum mai dau drumul, îi dau bice. No. Uite, îți dau pentru terenul ăsta, că e un hectar și 33. Așa. Îți dau că îmi tai și îmi faci până 2600. Ok. E bine? Da. Ok, hai să dăm. Să-ți dăm 2600 aici. Gata, ți-am și plătit. Bun, perfect. Deci fân ai nevoie, ai spus, nu? Da. Ok. Trebuie. Cum să nu? Te-ai cumpărat deja animalele? Oh, bun, stai. Abia așteptam să am și animale mici. Ok. Am avea, când a fost, cât treia bunicul, el avea. Nu, mă refer că n-am avut, că eram pe PlayStation. și pe PlayStation nu te lasă, gata, am înțeles. Gata. Nu știam, nici tu nu te... Fiecare cu oințele, eu vorbeam de joc.
Da, da. Păi nu, că nu te-ai specificat. N-am avut animale. Opa, stai așa, stai așa. Și dacă e, o să iau și să am... Control Y. Control... man, la șmecheria asta, asta cred că am închiriat eu doar taie iarbă, stai să mă mai uit încă o dată, da, da, asta tunde doar iarbă. Ok, n-are nimic, dă-i acolo, că vin eu, duc eu acum de la, că oricum îmi trebuie un tether, știi? Da, da, posibil să-mi trebuiască și mie, că după aia o să fac, cum am închiriat ăsta, să fac fân, știi, la contracte. Așa, și? Și o să am și eu nevoie de... Sau, bine, tu vrei, dacă vrei să-ți cumperi pentru tine, du-te și cumpără. Tu-l cumperi ăla pentru tine, nu? Da. Ok. Păi atunci îl dau așa și-l fac, sau mă duc și închiriez ăla și-l fac, ți-l fac direct. Deci... Okay. Cum faci? Ce? Îți cumperi din ăla de făcut fân? Sau mă duc să închiriez eu ăla, că o să-mi trebuiască și mie? Da, închiriază-ți, închiriază-ți el. Ok. Ok. Închiriază-ți că o să-ți dau de mine. Nu vine. La ce-i cu traficul ăsta aici, bă? Trafic, a? Stai să văd eu, să mă orientez unde e magazinul. Magazinul în dreapta. După aceea. Așa, mă. O, unde e mei, mă? Bun. Și acum să închiriez aici asta. A, pe asta trebuia să o închiriez eu de la început, mă. I-am închiriat-o pe asta la altă. Bun. Să vină
meu prin partea asta. Mamă, de asta nu știu, asta oare pe căruța asta ce-am luat-o sau? Se duce pe șperlă. Da, să văd. Bun. Cam mică. Mai bai. Da, pe e vară, nu? Ia, ce lună e? August. Pe nu, ți-e cald, nu mor de căldură. Obișnuit cu frigul, domnul. Trăcuță. Bun. Opa. Tu ai mai jucat cartea asta? Foarte puțin ieri. Aha. Dar asta e hartă nouă, nu? Sau e versiune mai nouă? Da, e hartă nouă. Zmăci, tractorule, zmăci. Așa. Eu știu ce... Ce ai făcut pe acolo? A, nu, merge și pentru rotunzi. Asta merge sau tot așa? Nimeni, tot așa te zic. Ia, acum merge sau iau? Da. Zmăci? Zmăci. Bun, aici să fac fânul domnul colegul, aici. Aici am apucat, i-am făcut iarbă. Văd că deja și cules-o. Cu virgulă, nu? Nu, bun. Ia să văd eu acum. No, asta nu e așa de lat ca celălalt. Ok, man. Bă, aici e ceva, ce e asta? A, uite, aici ai un din ăla. O șmecherie din aia. Nu scazi din preț, nu? Ia. O, de ce e asta? Nu știu ce era ăla. O... Părea să fie o palutieră, ceva de genul. Hai să mă dau eu un picuț mai acana. Da, m-am dat prea mult. Să iau la omul ăsta toată iarba, că după aia face gât, sare în sus. Păi tocmai de asta.
Ia să văd aici, am dat penalte, dacă... Da, dar la 103 nu am dreptul și văd că am călcat și nu mă arde. Stai, mă, tu de mere așa, mă. Hai să-ți pot ăsta. Hai că ies astea mai desă, dar merge repede asta, din câte văd eu. Ok. Dar ce am să fac? Eu cred că am să fac două rânduri. Opa, 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 pe unde te bagi, ghițău? Am să fac două rânduri pe margine ca să mă întorc, să nu mă bag la vecini. Și așa mă întorc și eu mai lejer. Tutti frutti! Mai este în țară sucul ăla, nu? Adică nu? Sau nu știi nici tu, a? Tank. Bă, care sunteți în țară? Mai este tutti frutti ăla, tutti fresh? Tutti fresh? Tutti fresh? Sucul ăla, tutti fresh? Așa se spune pe la noi, pe Moldova, acum, să nu înțelegeți greșit. La sucul ăla, tutti fresh. La noi, pe la Moldova, se zice tutti fresh. Tutti fresh. Odată vei trăit un japonez. Harakiri. A intrat omul, m-a salutat, o... cum îi zice... Nu, în engleză. Da, numele se vedea că e în japoneză, nu e... Și-am schimbat acolo. Aha. Da, da, da. Mai are ca aia, că aia. Aha. Văd că cunoști lume străină multă. Da, da, da. Mai ales când vine ăla, ia patacula, ăla e... Da, da. Ăla nu-ți dă subscribe și like, a? Nu. Mai e, mi-a dat subscribe ăla, da. Pe lungă, da? La mine a fost cu scurt. Ah, era măris eu ăla, din stânga. Că dacă te vin în drag aici, te joace ca trebuie cu de mărină. Eu acum... Am muncit o săptămână întreagă ca să punem asta pe rog. Bă, dar chiar câtă chinuială, bă. Sper să meargă bine, sper să meargă bine, că eu m-am dis... Păi, nu știu, nene, dacă nu știu, nu mă pricep, lăs pe altul. Nu știu, nu cunosc, că asta e. Până aici pot, atâta știu să fac. Poftim? Aha. Hai să mai faci în timp, știi? Dar zic acum puțin, că trebuie să dăm drumul și la ăsta, că dacă nu...
o Spanish. Hola, ¿qué tal? Potorește-te, stai cu minte. Caracea nu e dans? E dans cu caracea. Nu, cu caracea e gândac. Cu caracea e gândac. Bă, chiar poezia asta am învățat-o, dar am și uitat-o, știi? Cum am învățat-o, așa am și uitat-o de repede. Păi n-are rost. Eu mai mult de taractoare medii și eu m-aș îngâti deja. Deci tractoare medii cel mult, cel mai mare. După aia combina este case-ul ăla, nu știu dacă este băgat. Ăla de 140 și ceva de mii. Mai mare nu a fost. Ești, înseamnă că ești tank. Aveam pretenții de la tine, domnul Iulian. Păi na, că tu știi pe aici. Păi dacă știu asta, nu înseamnă că trebuia să știu pe de rost că nu o să-mi intre remorca. În fermă asta. Așa. Apasă pe U ca să vezi dacă îți dă cumva pe ăla, cum îi zice. Ca să-ți dea în stânga, în dreapta sau în spate, dacă are cumva opțiunea aia. Așa era la mine, dar nu la, bine, nu la remorca asta, la cealaltă remorcă. Dă-te. Eu, dacă aș fi în locul tău, este o remorcă, aia da, îți dă, te pune să alegi în unde vrei să... Stai așa. Unde ești lucea blând? Auzi, ia stai așa. Dar unde tu, unde trebuie să ajungi cu ăsta? Oriunde, doar să le dau jos. Dar știi ceva? Stai că scap eu de ea acum, stai. Bă, dar asta poți să le dai cu mâna, mă, că sunt baloți mici. Bă, nene, ăștia-s baloți mici, poți să ieși cu mâna. Nu, sunt baloții mici, nu sunt baloții aia mari. Sau plus mari. 7500 de litri. Mhm. Mamă. Cât spanac ai mâncat ca să ridici? Sunt spanacos. Spanacos de spanacos. Imediat văcuțele mele vă dă tata cu tine. Yo, Eric, what's up? Yo. Scuzați-l pe colegul, colegul cred că o tuns iarbă greșită. O tuns iarbă greșită și acum vorbește în alte limbi.
Chiar Juni-i băiatul ăla. Ah. Da? Cum e? Aha. Opa. Băiatule, bun. Bă, am să încerc cât pot și asta. Da, da. Ok. Să vedem dacă cumva merge și terenul ăla de lângă mine de acolo. Vrei să-l cumperi? 96. Sau l-ai cumpărat? Da. Stai așa. Nu, dar problema e că nu știu dacă am eu ăla de paie. La 107, nu? 107, ok. Halic, halo! Eu am un tractor ciudat. Ia să înceapă nene de aici, ha? Ia să vedem ce face ăsta. Dar de ce ai rămas blocat, bă, nene? Cu ce ai rămas blocat tu? A, cu roata asta din spate. Bă, da! A, cum ai avut fân? Cum ești o bucată de fân aici, de brazdă. Nii, mă, bă, zici că e lucrul satana, mă. Stai că mi se blochează, dar nu știu de ce. Nu, nene, se blochează.
Dar nu știu de ce. Doar dacă să închiriez o combină și să adun. Altfel eu. Hai să mai încerc invers pe aici. Așa. Ce zice? Nu merge asta, mă. Ajunge, merge un pic și se blochează. Da, zi. Ai capul de combină acolo, lăsat pe teren care... Cu ăla merge? Nu mă, te-am întrebat dacă merge, nu... Iarba. Bă, el pune de iarbă, dacă stai și grâne, eu încântat să te ajut. Ușor, ușor. Pupu tata. Pupu tata. Merge, merge. Oh! Da, lasă, lasă. Ce mai merge? Mamă, ce ți-am făcut aici? Ai, bro! Dar nu, că-ți culege aia, nu? Dacă-ți lăs așa. Îmi-l adun într-o parte și ți-am făcut... Din două, ți-am făcut una. Încearcă ca să știu dacă mai fac așa sau nu. Dacă merge, ți-l fac așa, dacă nu, trebuie să-l fac de genul cum făceai tu. Bună, băieți și fete, mulțumesc de vizită, mulțumesc de like. Nu, pe acolo, mă. Partea asta la altă să vezi. Bine, hai, dă-i acolo, că e începutul. Ori prea mult pentru balotieră și nu ia tot. Ca asta poate să fie altă. Dacă lasă în urmă, înseamnă că nu ia tot balotiera. Sau ia. Te descurci așa? Vreți să-l fac așa sau nu? N-ar fi rău dacă-i faci acum. Uuu, să zice. Ok, nu bine. Știi ceva? Ești la tine așa că faci cum vrei. Nu vreau să-ți fac eu planuri. Da, da. Alic, alo, mulțumesc de vizite, oameni buni, să aveți o zi plăcută! Nu vă uitați, dacă vă place conținutul care îl facem,
Vă așteptăm aici. Pentru conținuturi proaspete să vă abonați. Să fiți la zi cu directurile, cu înregistrările, cu cine mai facem noi pe aici așa, sau fiecare. Dar nu-mi place că le-și balot pe aici și mă încurcă. Da, să că l-am dat eu mai... L-am dat eu mai acana. Merge, mă, ia uite ce fain. Aici te-ai gândit la ce ai să faci după aia sau? Ce să stăm și eu, puteam să iau invers. Am luat de alatul. Nu știu ce viața, cred că am sensibilitatea mare la ăsta. Și controlez greu șmecheria asta. Și viteza. Hai mă. E un balot până la urmă, nu-i tank. Haide, să-l duci la vaci, nu? La văcuțe? Da. Dacă nu ajungi să duci la văcuțe, dacă te duci cu mâncă aia, tu, a, de fecă, nu. Ai dat, da. Ok. Ok, Google. 1500. Ok, Google. E bine 1500? Da, merge! Bun. Ce era să fac? Nu știu. Ce era să fac? Aoleu! Mamă! Vai de mine! Opa! Bun. Așa e la... Eu știu ce am făcut la YouTube acolo, n-am specificat limba, știi? Și intră multă lume... Și iesă. De exemplu, n-am specificat că în română sau în engleză, n-am pus nimic acolo. Hai că ți-o arăt eu după aia.
Aha. Ok, mă duc să mai fac și eu vreun contract, două, cât îmi mai dă timp. Te descurci de acum, nu? Da. Ok. Sau vrei să... Sau vrei să... Sau vrei să te ajut cu transportul? Nu, că oricum trebuie să-mi cumpăr o de asta. Îți dau un job să facem împreună niște contracte de tăiat iarbă, că din greșeală eu le-am luat de înainte și am uitat să spun. Bine, n-am luat multe, am luat 3. Bun. Mai ai și tu 3. Bun. Dacă le luăm împreună, facem jumate-jumate. De exemplu, okay. Tu ai iarba și o sus și eu le car. Ok, depinde la ce cere contractul. Păi trebuie de tăiat iarba și de făcut uscată. Până? Da, la 21. Dry and tether, ok? Și de vândut. După aia la 64 este de făcut silaj, care trebuie doar iarbă normală. Și la 71, așa. Fân. 21 trebuie fân, nu? 21 și okay. 71. 21 și 71 trebuie fân. Dar... Nu pot, că ăsta nu duce. Și remorca asta la altă... Deci asta e rău la asta, că nu poate să iei remorca în spate. Nu știu dacă este vreun mod ceva sau... Dar nu ia balotier în spate. Că dacă era, luam remorca. Și remorca aia la altă nu agață alta în spate. A, nu mă, stai așa. Adică asta nu e luat, cred că pot merge pe drum, mă descurc să ajung pe drum până acolo. Că am uitat că asta de la iarbă e scurtă. Bine, e scurtă, nu chiar așa lată ca cealaltă. Bun. Deci, la 21. Da. 21 și 71. De făcut 64 e lângă noi, de făcut wrap. De făcut silaj, de înfoliat. 64. Hai la 64. Dar trebuie să... Păi da, o iau cu cealaltă, că... Da. Ba. Așa. Ok. Da, eu trebuie să iau acum și să-mi pun cederul pe asta și vin și eu îndată. Așa. Ce fac, mă? Cum? Salut! Cum să meargă? Ca la început, na, până ce prindem flow unul la altul. Să ne înțelegem aici cum facem și asta, dar... Foarte bine chiar. Până ce ne învățăm cu un aravul unul la altul. Cu astea, știi? N-am altă modalitate. Salut, stai să pun, să meargă un iepure cu ăsta, dacă ajunge.
Deci, la 64 ai spus, nu? Și ăla unde viața e? 66 e aici, 65 e aici, a, uite aici, 64. Da, mă. 64. Ajunge ăsta aici? E, mă, că-o luat-o. Ești blocat. Cine de data te mai blochează pe tine, mă? N-are treabă una cu alta. Asta e de la tine, asta e fiecare cu calculatorul lui, serverul avem noi, asta pe aici, dar setările și astea, la tine trebuie să pornești și să oprești tractorul, nu? Nu. Aha. Opa, ia, mira, ce cap am și l-am pus pe asta fix în drum aici să oprească. Bun. Hai că acum împarchez și eu ăsta aici. Încep, imediat e gata și terenul ăsta. Îi dau un save. Ok. Bine. Ca să-l avem salvat, că nu se știe. Ok. Bă, lăs și o căruță asta pe aici. Sper să nu te încurce mult. Nu. Oho! Mama, am apăsat o frână aici, mi s-a dus pedalele sub masă până în fund. Până în fund? În fund aici. Manual with clutch, automatic, gamepad. Automatic pune el, mă. Era automatic, dar e ceva care nu. Deci ăsta nu pot să-l iau decât ce să fac șmecheria asta. Nu prea îmi place, dar la ăsta așa merge. Ok. Nimă, sărăcie. Acum mă joc cu asta. Da, îmi pare rău de întârziere, dar hai că imediat îl fac. Că ăsta merge repede. Noaptea, domnul, haide, hai! Ok. Deci la contractul de la 64 sunt bănuți 12.810. Mhm. Ok. 405. 6.000. No. Bă, dar nu mă lasă. Ha? Nu mă lasă. Nu ai acces la acest teren. Da, și nici nu am acces la asta. Asta e așa, vețin. Dar tu ai semnat contractul cu mine aici. Ia dăm contractor. Mi-ai dat și tu, parcă, nu? Da. Ok. Da, aici trebuie să discurci tu. Ok. Asta e. Da, dacă am luat eu, numărăm și mie vreun contract două de valutare. Vezi? Da. Mhm. Da, deci header-ul ăsta eu nu mai am nevoie de el.
Așa. Îl dau înapoi. Că ceea ce am eu nevoie este de pân. Eu m-am închiriat două. Să dau înapoi, ce de-aia am făcut eu aici? Așa. Ba. Bun, aia a rămas la tine. Iar tu du-te la terenul... Stai, care am de merge la contract? 84. Stai să mă uit încă o dată. Da, la 84. Care e 8... Atunci o să punem să ne facem ca și cum contractele din zonele noastre? Nu! Unde... Nu neapărat, știi? Pe unii apucăm, știi? Ne obișnuim și noi aplicat. Da. Dar eu zic că n-are rost să ne limităm chiar așa de mult. Acum dacă nu e niciun contract la mine și la tine sunt 4-5, ce facem, știi? Da. N-are rost să ne condiționăm chiar așa de mult. După aia e nașpa, ce fac eu după aia? Că să stau, să aștept după, până ce se termin tu? Și n-are rost, zic eu. Dar eu trebuie să mă duc la magazin. La magazin fiind... că e aproape de magazin contract. Stânga și tot înainte. Foaie verde, foaie lată. Dar dacă mai intrăm mai mult o să fie mai fain de lucru. Păi de asta zic. Să vină și ceilalți de luni acolo, ai zis, nu? Că îți mai vine unul. Păi dacă de la... Deja sunt 4 ferme, eu zic dacă ne facem prea multe ferme, e urât. Adică e urât, suntem prea mulți. Aha. Dar eu zic că 4 ferme sau facem 2 ferme și fiecare... Adiacent. Adiacent ce înseamnă? Că aici prin cuvântul ăsta e nou. Adiacent adică pe lângă. Ferme pe lângă. Adiacent. Paralel. Cele care adiacent care... înseamnă că eu sunt pe ferma ta, dar îmi fac casa mea, dar tot sub... Nu cum acum ne-am făcut, nu cum ne-am făcut noi acum ferme separate. Așa, așa. Dar tot la ferma ta. Și restul am făcut la ferma mare. Așa, acum te-am înțeles.
că eu cum sunt la tine acum, să nu sunt adiacente la cum zici tu. Bă, dar ce de-a ta, mă? Bă, hai că-i belea treabă, bă. Am dat-o la înapoi. Și nu trebuia, pentru că, na, dar nu știu. Mi-a dat aici, într-o cutie, două piese care se pune la cositoarea aia ca să fac o anumită lucru. Dar eu nu pot să o agăț acum la ăsta. Bă, hai că e bună, bă, de da știut acum, văd și eu. Mamă. Nu, dar n-ai ce să agăți că e o cutie, ce agăți cutia la... Dacă te uiți în direct acum la mine, se vede... Da. Dar nu, asta... Da. Înapoi. Hai că asta... Da, asta trebuie să mă gireze înapoi. Da, da, fără ce nu... Nu știi. Dacă nu... Nu am lucrat până acum cu asta, e ceva nou, știi? Așa, mă, și acum să mă duc eu la... Mulțumesc de vizită de like! Welcome! Welcome! Hai! Unde-i învățat, mă, engleza? Mă, stai să văd pe cine-i cotonozit ca să... Păi unde? Ce pe welcome? Că cine e? Nu știu, mă, zic și eu aici, ce, n-are voie omul să zic că să spargă în figuri. Zic și eu, acum, na, dacă am pus acolo și... Intră lumea pe aici, măcar să zic și eu aici ceva, că vine chinez, că vine japonez, sau cine-o veni să... Acum, na, că vorbesc românește, asta e altă treabă. Dar măcar să zic acolo, băi, zic ceva în... în English. Speak English? No. Speak moldovenește. Hai, fai, mă, omule bun. Salut! Andor George, tu trebuie să fii nou. Te-am pescuit. Cred că m-am înșelat. Ești mai vechi la canal sau ești nou acum? Că nu... Cel puțin eu nu... Nu te cunosc. A, de acum? Bun, veni la canal, salutare, salutare! Ce mai zici? Mamă, ce fac, mă, dansez pe aici. George, da. Vreau cât de cât să pară realist, n-am măcar în ceva. Numai că trebuie să le iau cu mâna să ridic șmecheria aia, că nu-mi ridic ăsta, cum îi zice, mașina la șmecheria. Combina aia sau ce de-a ta. Bun, George, mulțumesc de vizită, mulțumesc de like, binevenit pe canal. Facem tot posibilul să te simți bine. Vai, cred că m-am dus greșit. Da, stanc.
Suntem aici pe o hartă nouă. Așa. Cel puțin eu mă învârt pe aici ca o curcă bată. Am început acum o colaborare pe o hartă dedicată. Ce fac? Unde o iau, mă? Dedicată într-un fel sau în altul. Hai să iau pe aici și după aia o iau pe Mariu la teren dacă cumva pot. Uite ce construcție, mă, ce este? Abator? Nu abator, auzi. Tâmplărie? În plântărie-i. George te cheamă, nu? Bănuiesc. Deja te să-mi... cum îi zice, bă? Te să-mi fac un... un grajd cu miei, nu, stână din ei, că la cât intră pe aici și le greșesc numele, să dau câte un miel. Mamă, cum mă vârf pe aici. IC Game Channel. Am zis și eu corect. Mamă, deci premieră. Auzi, se poate zice numele, nu? Sau vrei să rămân anonim? Ui, Iulian, cu mărimea 53 la pantofi. Păi zic cum mărim la pantofi, la... scuze, la pantofi, dar dacă eu nu știu, zic și eu acuma. Opa, 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 opa. Mamă, dacă era modul ăla activat. Bă, dar terenurile astea pe aici... Uite o capră! Mai multe! Ce pasc aici? Ia să văd, ce-o pus ăsta aici? Morcov! E la morcov, au venit caprele la morcov la asta. Da, mă, da, ce face? Da. Parțe-mă cu morcovelul. Da, trebuie să mă bag așa. N-am ce face, îmi pare rău vecine. Și la ăsta, la-l vecin, parchez ăsta. Trebuie să mă discurc și eu cumva pe aici, că e îngust. No, aici trebuie să-mi iau o cositoare aia. E multă chinuială cu ăsta. Trebuie să-mi iau o cositoare din aia. Fii atent cum se descarcă așa ceva. Deci prins din spate și faci așa. Hop. Bun. Acum să iau ăsta și să tund. Mamă, cât am stat acum cu ăsta. Ce-am făcut? Cum o fi tractorul și mă pornește? Asta mi s-a întâmplat și mie și l-am pus pe mod automat. Dar nu știu de ce s-a întâmplat treaba asta. Că era cu... De fiecare dată când intrai în tractor trebuia să pornești. Și era bine așa. Dar nu știu... Păi da, dar la... De exemplu, știi la, și e bun la unele lucruri aici, dar la mine mi s-a oprit dintr-o dată tractorul și nu mai mergea. Zic. Nu cred. Și nimeni că nu mai dă înapoi. De asta. Pe George, din ești din țară, dacă nu... Sau ești prin străinătate? Scuze că nu...
nu ți-am mai spus nimica, eram un pic concentrat aici cu estea. Așa, mă. Uhu. O, dar ăsta se duce. N-are frână. Nu ține frână pe ăsta. Da, o să vedem. Dar acum na, zic măcar să dau un drum, că n-am mai făcut de mult, mai ales așa multiplayer și astea, și zic hai măcar... Mamă, dar trebuie să mă dorit asta pe, dinăuntru. Aici nu merge băga modul ăla cu sancțiune, că dacă îl baci, rămâi fără bani. E un pic cam greu să te miști pe aici. Trebuie prea multe mișcări. Oho! Mai nimerești vreun utilaj din ăsta care pune greu frâna? Aha. Parcela 84, doar 10% terminată. Am să vorbesc și cu el, l-am salutat până acum, dar n-am apucat să-i zic nimic, că cum am văzut că nu merge serverul, zic la ce piata să-i zic la om să vie dacă nu mă descurc cu el, știi? Am eu, știi, nu sunt din ala să mă țin cu coș. La ce mă pricep, mă pricep, la ce nu, nu. Dacă nu știu, mă dau la o parte și răs pe altul, că dacă nu, încurc mai rău treburile. Important e să prinzi curaj și să continui, că dacă nu, m-am făcut și eu cu ăla, eram descurajat, dacă nu, te lăs pe tine, îți faci. Am simțit că era așa. Zic, te las pe tine să faci ăla și dacă e, mă abonez eu. Am simțit. Bun, ăsta, cu ăsta am terminat. Dar ce om, și eu puteam să-l pun un iepure să meargă după balotieră. Dar nu, mie-mi place să pierd timpul. Bă, dar și dacă mă duc și angajez pe cineva, ia să văd ăsta... următorul unde e. 84 și celălalt 168 și 164. Ăsta e prin zona ta, pe acolo. Ia, și dacă îl pun eu să meargă aici... Tinta nu poate fi atinsă, normal, că nu merge cu ăsta. Ia să văd dacă o iau eu. O iau la dreapta și țin drumul ăsta așa în sus. Și aici o fac la dreapta. A, că e aici, eu sunt cu ăsta, ok. Până atunci, salutare! Salutare, Valeriu, mulțumesc de vizită, de like, ce mai faci? Bine, sănătos, galben de gras?
să merg la terenul meu. Aici am balotiera. Aha. Au, s-au iau pe de-a dreptul. No, bine, mă, mei pe unde vrei. Numai mei. Mamă, să pui tu un angajat din ăsta să meargă cu... Și să bagi ăla de sancțiune pe teren? Intri în faliment. Ca uite, l-au luat-o direct pe teren, dă-i, pișco, că mere. Mamă, cum dă drumul cu paragladina asta? Cu combina asta, ocupă drumul. Aude, deci, mamă, dezastru. Să nu dau peste pietoni aici, că dacă nu e bai. Mamă, 48.000. Atât am eu. Auzi? Eu am acolo, dar eu n-am nevoie de paia acum, momentan. Că vreau să cumpăr parcela aia. Și are grâu pe ea. Și dacă mă gândeam să o... Da, că n-am... Încă nu-s cu animalele acum. Și dacă e... Aici cred că e la dreapta, nu? Da. Știi și germană sau... Da, am înțeles tot. O ajuns ăsta aici? Da, pe unde-o luat ăsta, mă? Las că de aici preiau eu. Aici, da, aici cred că am să tai pădurea asta și după aceea să plantez alta. Să fac și un pic de foresting pe aici, așa. Cu drujba mă percep și eu. Ok. Bun, ia să-l trimit pe ăsta acolo. Și eu să mă apuc. Să cosesc aici. Zice că mere. Să vedem dacă mere. Ținta nu poate fi atinsă. Mă, dă-te în sărăceta. Cum de-a ta, mă? Nu, bai, lasă că mă duc eu.
Așa mai economisesc și eu ceva bănuți. Dar treaba e că aici la asta de balaut. A, uite și omul ăsta, bă, ce om. Lasă tractorul în drum. Bun. Acum eu trebuie să o iau în stânga. După aia trebuie să o iau pe lângă magazin. Ca să nu uit. Trebuie să îmi fac eu după aia niște repere pe aici. Ca să merg. Fără probleme. Danke, danke, ja, ja. Ma, danke, Janke, și Cătări? Ja, mă, ja. Nu, e faină harta, nu e mică. Ăsta nu e mare, nu e nici mică. E numai bună. Normal. Îți dă bine încă, îți dă cum trebuie. Da, mă. Am pe. Da, da, da. Oh, e bine, eu când lucrez, de exemplu, la câmp, nu stau în cabină ca să văd mai bine, știi, că nu sunt chiar așa de expert eu. Da, de obicei așa. Da. Aha. Așa că când mergi pe undeva, prefer să conduci tu, da? Da, da, da. Mă trebuie baloți aici. Hai, mă, omule bun. Adică mamă, pe ce ești fosilă?
Mamă, dar aici e muncă, mă. Bă, nu? Nu. Ce? Nu pot să văd. Bă, ce-am făcut? Păi, nu știu ce-ai făcut. Am luat o remorcă care nu... Uite, hai că am să închiriez eu o remorcă ca să vezi și tu când te duci la magazin de care e sau nu, îți spun acum să-ți văd dacă e. Da, las, am luat eu acum o remorcă care asta știu sigur că o să meargă. E la 19.500 DPW 1800 autoload. Da, aia am luat-o și nu merge autoload. Ba da, merge, dar trebuie să selectez. Apeși pe Z și selectez mărimea la balot. Ai dat-o înapoi, eh? Nu, la remorca aia trebuie să selectez ce încarci. Da, aia-ți... Și la remorca aia poți să descarci unde vrei tu, în stânga, în dreapta, în spate. Ok. Păi n-a știut ce remorcă ai luat de asta. Da, știu. Nu m-am uitat. Aha. Băi, un angajat care stă acolo, nu știa tău, e a meu. Eu am pus unul să vin coace. Ok. Da, uite unde s-a suit. Sunt 2 ore trecute. Da. Cel puțin eu. Poșul cum eu prea mult. Așa. Stai așa să văd ceva aici. Tu? Ai, bun atunci. Da, că asta e important. Asta este important, că dacă ai degeaba ai tu mulți abonați dacă nu ai... Nu ai multe vizualizări, adică... Da, păi... Bine.
Aha. Ce faci? Ah, da, da, știu. Să-i ducem. Ia să vedem unde avem de dus. Să mai fac aici ăsta și celălalt. Ah, că e peste drum aici. Oh, bun, perfect. Bioplant gaz, bioplant 99 kW. Ok. Să cum mere, mă, omul ăsta, mă. Ca șerpele. Ca șerpele merg eu. În toate părțile numai drept, nu. Păi și noaptea la ce oră? Adică tu te referi seara de la vreo 9-10 încolo, nu? Să fac la ei dimineața. A, 1-2 noaptea? Hai. Bun, și acum să merg partea asta la altă. Da, am pârâul. Aha. Da, e terenul meu, ăla e teren cumpărat. Aia îi păstrez. Și când să fac asta, să-i vând. Fac și eu ceva bani. Nimă, trebuie să iau pe pod. Dacă a văzut nene ceva pe aici. Bun. Trebuie să iau pe pod, că n-am încotro. Mamă, și nu pot să trec cu asta aici. Ha, ha. Tank. Acum dacă iau pe partea aia, să văd dacă pot. Dar nu pot, na. Numai dacă sar așa și dacă merge, bineînțeles. Ia și dacă bag viteză, trece. Merge. Păi n-am cum să trec aici, ce să fac acum?
Mai am aici contractul ăsta și după aceea iau valoțe de la toate contractele și car. Nu stau cu să încarc câte doi baloți. Încarc mai mulți. Și după aia împrăști. Cosma, salut! Ce faci? Ce mai zici? Bine, sănătos? Ce de-a-ta, mă? Nu mai mere drept, mă! L-a luat oboseala la volan aici. Îți dai seama, două ore de... Pe acasă? A, termina școala, gata? A căsucă? Deja a început mini-vacanța de weekend, nu? Aha, știu eu. De acum a căsucă. În 5 PlayStation-ul acum, pășutul de săptămână. Trebuie să fum din el din spate. Sau... Unde are ventilatoarele? În partea din spate, nu? PlayStation-ul. Ah. Înseamnă că se ia să fum din toate părțile. Că nu se mai închide. Nu știu. Ce remorcă ai luat? Nu știu, mă. Lucruri ciudate se întâmplă pe aici, prin jocul ăsta. Da, da, foarte interesant. Anumite chestii chiar interesant. Bun, uite, mai am un petic aici și începe balotarea. Și mi-aș cumpăra terenul unde am să-mi fac ferma. Ba da, cu el joc. Numai că el, cum a vorbit așa mult, i s-a blocat limba, acum nu prea vorbește. Cosmaren, ok, la mulți ani, tipu? Ah, la mulți ani! Bine, eu l-am felicitat mai de mult. No, Doamne ferește, îmi pleacă abonații dacă mă pun să cânt. Rămân fără abonați dacă mă pun să cânt. O bere rece, adu-o încoa. Nu mă aveți cât te costă un pic cam scump drumul. Pe Bizum, nu? Pe Bizum!
Bairro. Dă-i bici. Fișco. Fișco. Ia zic că cu ăsta bag divorț. Cu ăsta dacă fac live-uri bag divorț. Ia zi. Bine că nu a fost atunci când a luat cu aspiratorul pe acolo. A, pe... Mai cu 4 ani la căsnicie. Câți ani ai? 73. Oh, mamă. Cam bătrân te-ai însurat. Trebuie să ai bani mulți. Ce să? Ai bani mulți de te-a luat femeie tânără. Ce zis? Că trebuie să ai bani mulți de te-a luat femeie tânără. Da. Băi, treaba e că nu se mai lasă, nu se mai mai asta. E ceva nasol aici, că nu e ce poate trebuie aici. E un mod care... La... La ce mai? Zic eu că sunt niște lucruri care se combat pentru că nu are cum. Sunt anumite de astea care nu le ia cum trebuie. Eu nu știu la ce te referi. La anumite comenzi. Mergi cu tractorul, nu merge în poza normală. Mie totul merge normal până acum. Dar eu nu ți-am zis că n-ai ore. Nu, zic, zic, am ceva experiență în joc, adică n-aș putea să zic că... Bine, unele moduri poate că nu-mi dau seama, dar știu unde să mă uit, să le văd. Da, da, auzi, Cosma, acum trebuie să pui melodia aia de ziua ta, știi? Băutură și femeie! Mi-a dat o cărere rece, auzi. Păi stai, nu e ziua ta acum? Păi da, acum vine. Bagă repede la rece pe mine. Au. Bagă bere la rece pe mine. Na, uite, asta trigger mine. Aha. Dacă nu știi, sună-l pe asta. Pe ăla care știe, pe ăla. Avem o vorbă la noi la muncă, știi, că... Că nu merge cineva, imediat zicem, băi, sună-l pe ăsta. Ăsta fiind... Unul, care o fi. Dacă mai am și un picuș și termin cu balotatul și cred că după aia mă bag cu încărcatul. Și tu să ai zi minunată la să vedem. Când vine pe teamul care a răsit pe teamul. Nu e mă, s-a stricat asta, dacă zic că s-a stricat. Pai, mă, omule, bă. Nu are cum, frate, să spun sincer. Aha. Ok. Hai că am terminat. Nici măcar nu se cuplează aici. Și acum să iau o remorcă de încărcat. Și dacă le iau așa, mi-am plus.
serios trebuie să-mi facă o să-l închiriat de aici, deci trebuie să o iau tot pe aici. Sau pe aici. Deci, zi. Pe live? Da. Stai să văd unde te am. Așa, ce cu... Păi apasă pe Y, că tu cred că ai apăsat pe Y fără să vrei. Dă-i agaț-o. Ca și cum ai pus-o să descarce. Da. Dă înapoi, agaț-o. Stai că ești un pic delay de cum vorbim și cum așa, știi? Bun, descarcă. Apasă cum, ca și cum ai descărca. Nu, descarcă butonul care descarce Y, pe tastatură e Y. Da, mă, nu e. Nu e nimic. Ok. Păi nu știu ce să zic. Bun, mă duc repede să iau, să duc astea și cred că după aia eu mă retrag. Trebuie să-mi iau o remorcă ca lumea, că nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Bun. Și dacă ai eu pe aici. A, uite drum de țară aici. A, dar e până aici. O... M-am păcărit. Ah, ce faci? O iau pe aici roata. O iau pe aici, da? Ce mă, nu mere deloc? Ia, stai mă. Ah. Hai să-mi trag un pic aici, în dreapta. Bine, mersi fain. Ia stai să mă alătur la firma ta. Lasă, nu te mai chinui. Nu. Ce are? Da, mă, nu are, nu merge, mă, dar e... Ai făcut tu, ai apăsat pe ceva... I-am dat cu ciocanul acolo la cilindru un pic. Ce să-i fac? Am descărcat doar băluții. Nu. Doar am descărcat băluții și nu... Nu. Ciudat este. Da. Probleme cu una ta. Dar nu înțeleg, mă. Ăsta e mod sau e al jocului? Păi, ce-ai luat tu? L-am luat în magazin. Dar nu e chestia, e un mod care combate cu anumite comenzi. Noi avem un mod în server care combate cu anumite comenzi.
Asta cred că este problema. Nimic altceva. Mhm. Da. Da, oricum mai discutăm noi despre asta. Ce să zicem, doar că ăsta a fost primul. Mulțumim. Să rămână pentru masă, nu m-am săturat, dar lasă că-i mai dăm o dată când ne facem mai bine, ne aranjăm, de acum știm. Mersi de like, mersi de vizita acolo de la Lili. Haidi pia.